Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner. Știți că în ultima perioadă am postat foarte mult sau mai mult MudRunner, am lăsat SnowRunner-ul deoparte pentru că pe MudRunner am jucat și multiplayer acolo alături de Alex. Însă, cum am mai zis și în alt episod, nu prea ne întâlnim, e greu, Alex se mai joacă și alte jocuri, e greu să ne unim timpii, să zic așa, și să ne întâlnim ca să putem filma mereu. Revenim în SnowRunner de această dată. Să vedem ce mai facem pe aici. Știu că ultima dată parcă am jucat noi pe live și sincer nu am mai jucat de atât de mult timp încât am uitat ce trebuia să fac pe aici. Știu însă că am jucat pe live-ul ăla atunci și am explorat noi mare parte din această hartă. A doua hartă, practic. Aflasem noi și de o intrare pe această zonă pe aici. Însă nu știu exact ce trebuie să fac ca să pot să intru pe aici. Însă este important că am explorat cam 80-70% din această mapă. Și aici sunt foarte, foarte multe misiuni de făcut, băieți. Tocmai de asta o să trebuiască noi să ne întoarcem, să ne întoarcem și să facem misiuni pe The Lowland. Să facem misiuni pe The Lowland pentru că acolo avem de făcut niște misiuni destul de interesante cu lemnul, care ne deblochează și Warehouse Access și Taiga, ne dă un camion nou. Tocmai de asta trebuie să ne ducem pe G, să trecem înapoi pe Lowland. Să luăm noi un camion de pe aici, nu știu care, sincer, în care camion să intru eu. Hai să intru în colobul ăsta, cu tot că nu cred eu că o să merg cu colobul. Și să facem astăzi un prim transport din această nouă misiune, care este o misiune foarte grea și de lungă durată, cu siguranță, pentru că transportul de lemne este foarte, foarte greu de făcut pe orice mapă, nu doar pe aceasta din SnowRunner. Dacă ne ducem noi aici pe Dusty Woodwork, starting the plank production. Mamă, ce-mi place meniul și ce-mi place jocul acesta față de MudRunner. Este mai clean, înțelegi? Parcă mai ușor. Misiunile sunt făcute, sunt aranjate. Nu știu, o diferență foarte, foarte mare când trec acum de la MudRunner la SnowRunner. Mai ales că am jucat foarte mult SnowRunner, mi se pare diferență foarte, 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 foarte mare. Eu zic că în episodul de astăzi, băieți, să transportăm aceste long logs, băieți, pe care le luăm din această zonă de la Log Station. Și trebuie să vedem noi un drum până acolo, un drum care să fie mai pe accesul nostru. Principal ar trebui să venim noi pe aici. Doar că aș vrea cu zigzul, sincer, doar că eu nu știu unde este zigzul meu. Unde am lăsat eu zigzul? Hei, hei, hei! Ok, l-am lăsat aici. Dacă îl iau eu de aici și dau un recover to garage, pot să pun eu că am și uitat. Aia e faza. Nu știu dacă pot să-i pun de lemne. Nu cred că putem să-i punem de lemne, aia e o problemă destul de mare. Putem să-i punem doar short logging frame, doar pentru short service, flat. Nu avem de lemne, mă băieți, și asta este o problemă destul de mare pentru că aveam nevoie de un camion bun astăzi care să nu am probleme cu el, aia e faza. Nici nu știu pe care altul să luăm. Voronul, banditul, iarul, Land Roverul ăsta sunt tancu. Să luăm voron gradul ăsta, Taiga să o luăm, oare? Azovul. Dar care Azov? Că-s două. Asta care e aici? Ăla normal? Ăla normal e aici. Bă, băieți, nici nu știu ce să fac. Dar nu știu de nici ăsta dacă merge, sincer. Ia să dăm un recover la garage. Trebuie să decuplez remorca, ok. Uite ce ușor e decuplat remorca și față de MudRunner. Ia să vedem dacă putem să adăugăm aici. În mod normal așa ar trebui, dar... Avem. Hai să mergem cu voronul ăsta pentru că nu vreau surprize, aia e faza. Nu vreau surprize, hai să luăm remorca specială pentru... Nu vreau surprize, iar acest voron mie îmi dă o încredere foarte, foarte mare. Acest voron, acest azov. Și voron gradul merge, doar că avem acolo o zonă destul de grea din punctul meu de vedere și nu aș vrea deloc să am probleme. Hai să mergem aici și să luăm remorcuța. Remorcuța pentru log longs. Long logs, aceasta este. Clasic, clasic, clasic. Și acum ar trebui noi să ne întoarcem pe aici. Eu zic că este cel mai rentabil pentru că prin zona asta am văzut că este destul de greu. Sau hai pe aici, hai pe aici, hai pe aici. De aici ne îndreptăm spre zona aceasta. Iar aici trebuie să venim pe aici cumva. Pe aici. Și eu nu știu cum ajung aici, sincer. Cred că prin pădure pe aici, așa. Eu așa zic, mă băieți, din câte văd eu pe aici. Eu nu știu dacă putem să trecem această apă. Aia e faza.
Le principal faz. Cum ar zice un poet. Îmi place foarte mult SnowRunner-ul. De bea aștept să-l fac, să facem o carieră multiplayer. Deja am vorbit cu cineva. Și cât de curând preconizez eu că ar trebui să începem o serie multiplayer de SnowRunner de la zero. Este un joc care nu prea este apreciat pe canal și nu prea este apreciat pe YouTube nicăieri din câte am văzut eu. Adică nu este apreciat la adevărata lui valoare. Dar poate pe viitor o să prindă mai mult la mine pe canal, cine știe. Din păcate nu strânge nici măcar 100 de vizualizări de obicei. Dar este o plăcere să-l joc mereu. Și faza importantă este că, fiind un joc foarte, foarte greu, chiar este un joc foarte complicat și foarte greu, și nu o spun eu, o spune toată lumea, nu o spun doar eu, de fapt, o spune toată lumea, te atrage, nu știu să vă zic, îți dă un sentiment așa, că mai vrei să joci, mai vrei. Și cred că multiplayer aș sta 24 din 24. Și cred că multiplayer aș sta 24 din 24 să-l joc, mă, băieți. Mergem pe drumul ăsta pe aici, ca să ne scoate direct la unde avem noi nevoie acolo, aia e faza. Ce-mi place aici că pot să schimb eu viteza cum vreau, nu ca în Mad Runner. Poate există și în Mad Runner, dar nu știu eu. Cu tot că mă îndoiesc că există. Nu cred că au băgat ei chestia asta în Mad Runner. Nu cred. Mergem și luăm long logs-uri, iar pentru data viitoare să vedem noi cum ne ocupăm ori de medium log, ori de short log. Cam 3 episoade o să ne ia această misiune să o terminăm din punctul meu de vedere. Cam 3 episoade, adică în episodul de astăzi să ne ocupăm de long logs, iar în episodul viitor să ne ocupăm ori de medium, ori de short, iar în ultimul cu ce rămâne. Este destul de grea această zonă, este destul de nămoloasă, însă o să ieșim fără probleme cu azovul de aici. Motorina avem cât să ne ajungem până la long logs, iar în drum spre punctul de a livra, spre Sawmill Inspection, avem și o remorcă cu... cum se cheamă, cu fuel lăsată, cu motorină. Aici știu că este foarte, foarte greu de trecut. Că am mai fost eu cu colobul parcă pe aici. Cred că cu colobul a mai fost. Hai să încercăm să ne tragem cu inci. Uite, și chestia asta îmi place foarte mult. Buton personalizat ca să te tragi cu inciul. Nu mai trebuie să apăs eu V, să selectez eu exact tot ce se întâmplă. Îi dau drumul când vreau, agăț când vreau. Dar mă rog, celălalt este un joc mai vechi, acesta este un joc mai nou. Evident, nu putem să le comparăm chiar atât de mult. Tot că este făcut de aceeași companie. Merge mai încet acest azov, dar... măcar nu am probleme. Măcar nu am probleme cu el. Știu că nu mă lasă la greu niciodată. Ne băgăm pe aici la stânga. Trebuie să trecem această... mlaștină din nou, am mai trecut-o noi și pe alte episoade. De acolo am lăsat eu camionul cu fuelul, cu motorina. În drum spre întoarcere probabil o să fie nevoie să alimentăm. Cel mai și cel mai probabil. Eu sper să nu avem probleme cu lemnele, sincer. Tocmai de asta am luat acest azov, îl știu foarte puternic. Voiam să iau zigzul, pentru că zigzul este o adevărată bestie. Dar ați văzut că nu puteam să pun aceste adonuri pe camion, aceste remorci pentru a transporta lemne. Cred că mergea și Taiga, doar că Taiga mă enervează, schimbă destul de prost și riști foarte tare să te blochezi. Și mai ales cum sunt zonele astea destul de dificile pe aici din câte vedeți, riști foarte tare să rămâi blocat. Foarte, foarte tare riști să rămâi blocat și nu prea vrem chestia asta. Mlaștina asta este destul de mare, doar că eu n-am văzut alt drum pe unde aș putea să ajung acolo la... Acolo ar trebui, dar mi-e frică să mă bag pe aici, pentru că apa poate fi foarte, foarte mare. De acolo parcă am luat noi un upgrade. Cu mașinile mici, hai că te mai bagi, dar să mă bag eu cu camionul, cu remorci după mine, e... sinucidere curată poate fi. E destul de greu, sincer, e destul de greu. Și dacă tot noi am fost pe aici și cunoaștem exact drumul, zic să mergem pe aici, cu tot că o să dureze puțin mai mult. Să ajung eu prima dată în zona aia, că nu am mai fost deloc în zona respectivă. Și după vedem. Uitați cât de mare este apa aici. Trece bine jumate de camion apă. Jumătate de camion e apa aici. A intrat remorca aproape cu totul în apă. Ia uitați, nu se mai văd roțile pe a doua remorcă. Adică pe remorcă, când am două remorci. Hai să-i dăm a doua, că deja a prins aderență.
Noi acolo trebuie să ajungem, mă. Acolo trebuie să ajungem, dar mi-e frică să trec pe aici, că mi se pare apa destul de mare, sincer. Deci mi se pare apa destul de mare mie. Poate treci, nu zic că nu, dar... Poate trec, dar nu știu. Uite, pe acolo trebuie să ajung eu. Aoleu. Aoleu, ce mă fac, Doamne, eu? Mie aici mi se pare apa mare, mă, băieți, dacă m-aș băga pe acolo. Eu rămân 100%, dar vă dați seama că eu aici aproape rămân. Și apa cât jumătate de camion. Da, păi acolo în față. Hai să ne ținem noi drumul, cu tot că nu trebuia pe aici. Trebuia să o luăm noi tot în față. Am și uitat schema aici, că nu trebuia să merg pe aici. Mergeam pe pietre pe acolo prin față și nu aveam niciun stres. Că era ok pe cele pietre, aveam aderență. Aici ajungem la drumul principal, cum ar veni, la șosea, la asfalt, cum ar zice unii. Trebuie să facem dreapta și după trebuie să vedem acel watchpoint pe care mi l-am pus, acel waypoint, nu watchpoint. Undeva în dreapta, pentru că trebuie să intru prin pădure, din câte am văzut eu acolo. Nu ar trebui să țin drumul principal, nu ar trebui să țin asfaltul. Ar trebui să merg pe drum tot așa de pământ. Aici știu în dreapta că este inundat drumul, da, exact cum vă ziceam. Și avem deja drumul pe care îl vedem acolo, ne asigurăm cu tot că aici nu sunt mașini. Trebuie să intrăm direct aici, mă băieți, trebuie să intrăm direct aici și mi-e tare, tare, tare frică mie aici, pentru că apa e foarte, foarte mare, mă băieți, aici. Foarte mare e apa aici. E bine că avem acest tâlp, această creangă de unde ne putem agăța, dar apa e incredibil de mare, mă băieți. Ajunge până la parbriz aproape apa. Ferească-mă sfântul cât e de mare apa aici. Vai de viața mea, vai de viața mea. Și tot pe aici trebuie să ne întoarcem, pentru că eu nu știu altă rută. Nu cred că există altă rută, aia e faza. Vedem pe undeva prin pădurici ar trebui să fie sawmill-ul. Parcă așa se numește, nu? Sper să nu greșesc. Aoleu, dar ce e aici? Aoleu, dar ce e aici, mă, băieți? Hai să o luăm așa pe margine. Și când vin eu cu lemnele, nu rămân blocat pe aici, oare? Uite, e un drum pe aici, dar unde duce drumul ăsta, mă întreb eu. Bă, ar trebui să ducă bine drumul ăsta pe aici. Uite, pe aici, așa. Ar trebui să ducă bine drumul ăsta, sincer vă zic. Ca să nu ne mai băgăm noi pe aici prin stânga, pentru că e foarte... Oa, n-aveam nicio șansă să trec. N-aveam nicio șansă să trec prin stânga. Nu știu de ce a pus copăcelul ăsta, ca să mă încurce grav a pus copăcelul ăsta. Ăștia care au făcut jocul pe fiecare mapă, pe fiecare drum a trebuit să te blocheze cumva sau să-ți facă misiunea foarte, foarte grea. Da, e clasic pe aici, e foarte bine. Mai e un drum pe aici, mă băieți, dar că drumul ăsta mi-e frică să mă duc pe el. Aș putea oare să trec eu pe aici? Să trec cumva pe aici, să merg pe aici și de aici cumva să trec aici? Oare aș putea eu ca om? Mie să nu risc, mie să nu risc, nu știu ce să fac. Dacă eram pe live, vă întrebam. Dar așa... Ia spuneți în comentarii, voi ați fi riscat? Ați fi făcut schema asta sau nu ați fi făcut-o? În mod normal ar trebui eu să întorc camionul prima dată. În față nu am pe unde să mă duc, sincer. Nu am pe unde să mă duc prin față. Poate pe aici, poate pe aici, cumva, să ies, dar... Încojor foarte mult, sincer, adică nu are rost. Hai să întorc, hai să întorc. Hai să întorc. Să luăm după... Ce facem, mă? De ce nu merge așa? Întoarcem prima dată camionul cu remorcă cu tot. Încărcăm lemnele. Problema la acesta, Zov, o știți din episoadele trecute, v-am mai explicat. Virează foarte, foarte, foarte în larg. Aia e problema mare la el. Trebuie să faci foarte multe mișcări până se întoarce. Dar măcar e bun. Măcar are o putere de tracțiune incredibilă. Nu se întorc roțile, fiți atenți, nici acum n-am putut să virez și am făcut, cred că, a 10-a mișcare pe care o fac. Hai să încărcăm long logs-urile. Ia să vedem, le-am... Mamă, 3? Păi și de ce mi-au încărcat toate? Nu scriau 3 aici, mă? Zero cargo left? What? Deci dacă am răsturnat astea, mă băieți, suntem GG. Suntem GG dacă am răsturnat lemnele astea. Vai de viața mea, nici nu aș mai risca acum, pentru că dacă pierdem lemnele astea și există posibilitatea să le răsturnăm și să dispară,
Nu mai avem de unde lua altele. Nu, 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 mă întorc tot pe unde am venit. Nu vreau să risc pe aici, pentru că dacă pierd lemnele, e pericol mare de tot, sincer vă zic. Sincer vă zic, e jale dacă am pierdut lemnele astea. Deci dacă am pierdut lemnele astea, e jale mare. M-aș fi băgat eu acolo prin mlaștină, dar nu cunosc deloc zona. Nu cunosc deloc zona și nu vreau să fac vreo nefăcută. Pe aici am venit, cunosc drumul, știu cât de greu este, dar pe acolo mi-e tare frică, sincer vă zic că mi-e tare frică. Și așa și pe aici e greu. Da, băi, pe acolo, cine știe ce mă așteaptă. Poate să fie și ușor, nu zic nu. Poate unii din voi ați fost, dar terenul în principal, drumurile pe SnowRunner trebuie probate înainte și trebuie probate fără încărcătură în principiu sau cu o încărcătură care chiar dacă se răstoarnă poți să o iei cu o macara sau ceva, dar eu aici dacă pierd lemnele astea eu nu mai pot să le iau înapoi. Au dispărut? Gata. Hai să vedem aici cum ajungem pe partea cealaltă, că și aici e o problemă destul de mare dacă mă întrebați pe mine. Eu am venit în scurt, ar trebui să mă bag oare mai în lung să trec pe după ăsta. Nici nu știu ce să fac, sincer. Mamă, mamă, ce e aici. Hai să ieșim totuși pe aici, că pare mai ok. Da, vedeți că ne-am ridicat pe asfalt cum ar veni. Da, vezi că e forță pe aici. Da, e ok, mă băieți. E ok. Cred că treceam și pe acolo, dar riscul era foarte, foarte mare, vă zic sincer. Riscul era foarte mare și nu vreau să risc. Și nu vreau să risc, aia e faza. Nu vreau să risc deloc. Hai să facem o mică pozică aici, dacă tot... De ce nu mă lasă să fac poză în joc? What? Ce se întâmplă, mă, băieți? Nu înțeleg ce se întâmplă, dar mă rog. Nu mă lasă să fac poză în joc. Ia să verific eu, dar n-am cum să verific acum. Nu merge, nu merge să fac poză. Sper că am aici și ceva, dacă nu o să văd eu cum fac thumbnail-ul. Pe aici parcă, nu? Pe aici era. Mamă, mamă, și vezi că e periculos. Ușor. Aia zic, remorca este în regulă. Nu este recomandat să conduci aici din interior, aia e faza. Să nu conduci din interior, că e jale mare și prăpăd dacă conduci din interior. E frumos din interior, nu zic nu, se vede și în oglinzi, clasic, frumos. Problema este însă remorca, că dacă ai o remorcă cu încărcătură din asta mai ales periculoasă și tu nu vezi ce se întâmplă cu ea. Să dăm întâia. Când am venit, știți că am venit pe partea aia, pe acolo, pe dâmbul ăla. Însă merge și pe aici, e probat de mine și merge pentru că sunt acele pietre de dedesubt. Și ai aderență, nu ar trebui să avem probleme. Ajunge și lângă acest copac, în caz de ceva ne putem trage cu winch-ul. 197 de combustibil, vezi că am consumat destul combustibil, dacă mă întrebați pe mine. Chiar am consumat destul de mult combustibil. Pe aici nu ar trebui să mai avem probleme, decât aproape de ieșire, acolo e mai greuț. Pe aici nu ar trebui. Și trebuie să ne uităm la final, de unde luăm medium loguri sau short loguri, aia e faza. Problema în acest joc este, nu știu dacă au făcut ei update-ul, nu știu dacă am eu update-ul cu acele medium loguri, nu știu dacă le putem lua pe mașina, aia e faza. Dacă și-au dat update și se poate lua și în spate pe mașină, mă refer, mulți din voi nu o să înțeleagă ce zic. Înainte, când a apărut jocul, puteai să iei doar pe remorcă. Pe mașină nu mergea să iei pe remorca din spate. Era un bug, era ceva, se întâmplase ceva. Și între timp știu că au făcut ei un update, au rezolvat parcă, dar nu știu dacă am update-ul ăla, ar trebui să-l am în mod normal, sincer, să... Hai să vedem dacă ne putem da un refuel de aici. De ce e nank? De ce e nank? De ce e chestia asta așa? Change track? Trebuie să dau refuel? Sursă? De ce sursă e asta? Și dacă dau din sursă fuel tank spre Azov, e ok așa. Aoleu. Hai să schimbăm și camionul. Haide mă, că pierdem timp, mă. Ne-am făcut și full-ul. Șurel pe aici. Zona asta este mai grea și după am scăpat. Aici și dincolo până ieșim la drumul principal.
În principal, uite, pe acolo ar trebui să fie ajuns noi, pe lângă mașina aia, pe unde e mașina aia. Cred că aș fi putut să trec, da? Ce rost ar fi avut să risc? Uite, am ajuns până aici. Remorca întreagă, nu am avut nicio problemă. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine în acest prim transport. Și o să-l facem cu brio, pentru că după acest deal avem livrarea noastră la Sawmill Inspection. Și am bifat primul task, să zic așa, long logs-urile sunt livrate. Iar în episodul viitor v-am zis, sper din tot sufletul meu să pot să iau și pe spatele camionului, pe remorcă, să pot să iau ori medium log, ori short log. Pentru că altfel e jale, altfel trebuie să iau o remorcă și să o trag cu winch-ul după mine și e foarte periculos, că nu pot să mă mai ajut eu de winch în primul rând, iar în al doilea rând nu se controlează deloc ok remorca agățată cu winch, adică se dezechilibrează, riși foarte, foarte tare, se răstoarne. Deci e un stres maxim, e un stres maxim. Și nu prea aș vrea, de asta sper din tot sufletul să avem update-ul și să meargă să pun și pe remorca din spatele camionului, pentru că dacă merge, e picobello. E extraordinar. Ia uitați aici, poză frumos, dacă vreți să faceți poze în jocul ăsta, puteți să faceți poze câte vreți voi. Hai să dăm ora 13 fix, 13.00 și să mai încercăm să facem niște poze pe aici, tot că mie nu merge. Apăs și eu așa, am niște butoane predefinite care ar trebui să-mi facă poză, doar că în jocul ăsta văd că nu vrea să-mi capteze imagine, e foarte ciudățel. Dar rezolvăm, până la urmă. Tocmai de acolo am venit, fiți atenți. Nu e departe, clar nu e departe. Doar că cum mă lași din asta face să fie departe, ți se pare mai lung drumul. Am făcut eu, am trecut 2-3 mape sincer ca să aduc un transport de lemne. Asta e floare la ureche pentru mine. Chiar are floare la ureche foarte aproape. Am trecut eu 2 mape și la vreo, nu știu să zic, 500 de metri de livrare mi s-au răsturnat lemnele. Tot așa transportam remorcă din asta cu long logs-uri. Și mi s-a răsturnat, nu din cauza mea, s-a ridicat pur și simplu, era drumul foarte proști, s-a ridicat așa pe o parte și s-a răsturnat lemnele. Au căzut lemnele, s-au rupt din chingi. Agățăm și noi asta, ia să vedem, cargo, primul transport este făcut cu succes, mă băieți. Eu zic că ne-am descurcat, mamă, fiți atenți că am consumat aproape 50 de litri de aici până acolo de unde am alimentat. Și trebuie să ne uităm noi acolo la final de episod, ce facem, de unde luăm medium loguri, tot de aici. Și short loguri, tot de aici. Două cu două. Medium loguri avem 9, deci trebuie să facem același drum. Doar că data viitoare cred eu că aș putea risca, oare? Aș putea oare risca să mă duc pe aici? Nici nu știu pe unde, sincer. Pe aici ar trebui, în mod normal. Pe aici. Cred că tot pe aici, dar că pe aici ar trebui să mă duc eu pe undeva prin zona asta. Uite, cam așa ar trebui să fac. Iar aici să ajung aici, undeva la asta și să vin spre asta. Cam așa ar trebui eu să fac data viitoare. Însă băieți, până data viitoare nu uitați de butonul de like, să strângem și noi măcar 30 de like-uri la această serie. Pentru că se muncește din greu aici. Lăsați un comentariu cu sugestiile, părerile voastre, ce jocuri ați vrea să mai vedeți pe canal, ce serii, ce părere aveți despre jocuri și așa mai departe. Orice sfat, orice părere aveți, lăsați în plecare comentarii că vă răspund fiecăruia. Aveți și grupul de Discord în descriere în caz că nu sunteți acolo, suntem aproape 100 de membri și pe Discord, băieți. Suntem aproape 90 ceva, nu știu cât exact, dar ne apropiem cu pași repede de 100 de membri pe Discord, deci vă aștept acolo. Dacă nu sunteți abonați, dați o abonare să ne strângem și noi 900 de bărbați puternici aici. Lăsați un like și ne vedem la viitoare, numai bine. Pa, pa!